7, este duminică, vreme frumoasă, așa că dacă aveți timp, Neamărin vă așteaptă la Muzeul Satului din Capitală. A strâns fetele și flăcăii și au încins o horă să joace până la epuizare. Neamărin este dispus și să dea lecții de dans pentru toți cei care vor să învețe câțiva pași de dans. Iar alături de el este și colega mea, Daniela Mireanu. Bun găsit, Daniela! Bun găsit, Nastrin, așa este, după cum vezi aici este super atmosferă, super multă lume, Neamărin și Larisa sunt lângă mine, ce faceți? De unde atât de energie? Păi așa m-am născut eu cu energia asta și i-am transmis-o ei și merge mai departe și la nepoți acum. A 10-a ediție de Hora Satului. Da, am spus-o și vă spun și dumneavoastră, e un an important în viața mea, am făcut 60 de ani acum câteva săptămâni, 50 de ani de când joc, 30 de ani de viața ei, 18 ani de școală, de când am început această școală, și 10 ani de când am înființat Hora Satului. Ce faci, Larisa? Cum ești? Mulțumesc bine! Cea mai fericită și cea mai frumoasă zi din an, ziua în care ne adunăm toți, de la copii de 3 ani până la bunici de 60 plus, și se întâmplă ce vedeți și voi. Jucăm din suflet! La Marin, în curând începi nou sezon! Acum nu mai e teroare atât de mare, responsabilitatea mare, că mi-am luat un restaurant pe care îl gestionez, lucrăm ca să facem bani, dar mai nou l-am responsabilizat pe Liviu și pe Andrei și au deschis și ei un restaurant și suntem în concurență. Se potolește Liviu anul ăsta, mai face prostii? Încet, încet o să-și revine, că n-are încotro. Larisa, așa e și acasă, Neamărin sau e liniștit? La fel cum îl vedeți voi, îl vedem și noi, poate un pic mai liniștit noi, că nu-i dăm motive. Neamărin, cum arată o zi din viața dumneavoastră? O zi din viața e așa, mă trezesc dimineața la 6:30, mănânc ceva, iau bicicleta, 2 ore în parc, după aceea dansăm împreună, ea pleacă la ore și eu merg mai departe cu programul meu. Atâția elevi aici? Ăștia sunt jumătate aici, sunt mult mai mulți. Cum ai reușit să-i mobilizați? Oamenii vin la noi în școală să se recreeze. Avem trupă și de performanță, dar Larisa, de vreo 8-10 ani, se ocupă foarte mult să crească copii care să, la rândul lor să devină profesori. E greu, Larisa, să te ocupi de atâția copii? Mulțumesc lui Dumnezeu, nu este deloc greu, fac ceea ce îmi place, o fac cu toată inima mea. Și pot să spun cu mândrie că ce vedeți voi aici e într-adevăr o mare familie, pentru că părinții își aduc copiii, dansează și ei, sora, fina sau un cuscrit sau cam așa e. Priviți voi ce aici. Câți ani are? Sara are 15 anișori. O voce superbă și o voce foarte puternică. Da, Sara Nuchina este fiecare an alături de noi. Ce urmează, Neamărin? Ce proiecte mai? Aici încă 2 ore se dansează într-una. Toată lumea va dansa până la chindie. Și pe viitor ce urmează să faci, dumneata? Ce program ai? Mai filmezi pentru emisiune? Eu am plecat de la mare și acum în 10 minute eu plec, că am diseară seară grecească. Deja am acolo altă acțiune. Cum faci față? Așa bine. 60 de ani! Toată viața am făcut asta. Nu pot să cred câtă energie. Deci vă uitam la dumneavoastră cum dansați și cum îi mânați pe toți. Când iubești ceva, faci așa. Când nu iubești, nu poți să faci. Ți-a transmis energia asta? Sigur! El e trunchiul din care eu m-am rupt. Ce urmează, Larisa, pentru tine? Acum ce urmează? Aici, la ora? Pe viitor. Ce proiecte mai ai tu alături de copii? Sunt proiecte foarte multe. Suntem în anul centenar, avem spectacole, avem... Da. Uitați-vă și voi cât de frumos este aici, câtă lume, câți copii, toată lumea dansează. Neamărin, haideți să le transmitem un mesaj copiilor. Toți copiii care vor să se distreze, să se relaxeze, să vină la noi în școală sau unde suntem noi, să vină și alături de noi. Vă așteptăm aici, la parcul Ierăstrău, să dansați și voi. Mă întorc la tine, Nazrin. Daniela, îți mulțumesc tare.